deci și în perspective ne-am dorit să facem astfel de întâlniri, nu știu, poate dacă în lună, dacă în două luni, și să ieșim și din cotare de Chișinău, ca să vedem și alți oameni care sunt activi în afară. Scopul întâlnirii este de a da vizibilitate activităților pe care le desfășoară organizațiile și inițiativele independente la noi în Moldova și totodată de a pune în contact diverse organizații care poate fi cunosc unii dintre alții, dar nu cunosc cu exactitate cine și ce îmi face. Și totodată de a pune de a informa comunitatea de la noi despre, hai să spunem așa, planurile curente, proiectele la care se lucrează, proiectele reușite pe care au fost desfășurate proiectele care sunt desfășurate cu ajutorul cu resurse minimale. Prea multe, în general, să discutăm situația scenei independente, care este perspectiva dezvoltării acestui sector cultural și cum să îmbunătățim activitatea noastră tuturor. Și avem și inițiative foarte proaspete, avem organizații care au peste 10 ani deja și acest lucru poate fi interesant pentru unii din voi. Faptul că evenimentul se află aici, în Muzeul Zeanță, nu este întâmplător, pentru că aici, în anul trecut, a avut loc festivalul Gardien, care a fost organizat cu participarea câteva organizații din Chișinău, ar fi la Polisfălătorii, ar fi Centrul de Fără, și Asociația Sfălătorii, și cu sprijinul mai multor instituții internaționale care au sprijinit acest festival. Și, de fapt, pentru prima dată, organizațiile din Chișinău au avut acces la un spațiu care aparține statului. Statul a pus la dispoziția acestor organizații poate am putea să o fac și mai des și mai sistematic. Și poate